Bine v-am regăsit, români de pretutindeni, noi teme de actualitate la un doctor pentru dumneavoastră. În această seară, obezitatea și riscurile obezității asupra aparatului locomotor. Este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran. De asemenea, vă spunem de platforma TVR Plus a televiziunii române, acolo unde puteți urmări emisiunea noastră live. Așadar așteptăm întrebările și mesajele dumneavoastră în această emisiune. Invitații noștri: dr. Florin Ioan Bălănică, doctorand în endocrinologie, expert în medicina stilului de viață, specialist în terapie medicală, nutrițională și psihonutriție, membru al Academiei Americane de Nutriție și Dietetică. Bine ați revenit la un doctor pentru dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim. Și de asemenea este în direct cu noi din Franța dr. Mihai Trandafir, medic specialist ortopedie și traumatologie. De asemenea, bine ați venit la un doctor pentru dumneavoastră. Bine v-am găsit, bună seara la toată lumea! Vă mulțumim foarte mult! Voiam întâi să spun câteva statistici foarte pe scurt. La nivel mondial, obezitatea din 1980 aproape că s-a dublat, și nu, s-a dublat, nu aproape. În 2014, mai mult de 1,9 miliarde de adulți de 18 ani și peste au fost supraponderali. 41 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani erau supraponderali sau obezi în 2014 și era o declarație a dumneavoastră. Suntem țara cu cele mai multe cabinete de nutriție și la un moment dat, nu știu dacă îl mai deținem, dețineam locul întâi în Uniunea Europeană la obezitate. Vreau înainte de toate să vă spun felicitări pentru premiul câștigat la Gala România Ești Tu, trofeul pentru cercetare și inovație medicală prin descoperirea metodei care vă poartă numele, dar și pentru contribuție în prevenție proactivă, tratament al bolilor cronice metabolice și scăderea în greutate personalizată. Felicitări și faptul că ați vindecat foarte mulți pacienți. Înțeleg, site-ul dumneavoastră a arătat 35.000, cred că, eu știu, sunt mai mulți. Și vă întreb, ce este obezitatea? Noi dedusem o temă, boală sau aspect? Problemă de aspect. Mulțumesc frumos pentru apreciere. În fapt, premiul nu mi-aparține mie, ci aparține oamenilor de care foarte bine ai spus mai devreme, oamenilor care mi-au acordat încrederea în toți acești ultimii 10 ani și da, sunt peste 37.000 în ultimii 10 ani, iar tot ceea ce am făcut în relația cu ei ne motivează să putem merge mai departe. Obezitatea este patologia principală de care ne ocupăm în clinică, patologie care, pe lângă faptul că reprezintă o problemă de aspect, este o boală, boală cu efecte devastatoare atât la nivel fizic cât și emoțional și mental. De ce spun acest lucru? Întrucât, iată, cum foarte bine observăm, suntem asaltați în zona online și nu numai de informații diferite despre nutriție, despre diete. Cu toate acestea, suntem pe primele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește incidența obezității, atât la adult cât și la copil. Cred că a venit momentul și nu știu dacă nu mai a venit momentul, trebuia să vină de mult, să trecem la practică. Vorbim prea mult și cred că punem în practică prea puțin. Nu cred că noi specialiștii trebuie să mai învinovățim cu ghilimele de rigoare oamenii pentru alegerile lor nutriționale, ci cred că trebuie să le fim alături în așa fel încât aceștia să poată să aleagă în cunoștință de cauză, întrucât fiecare om este propriul lui stăpân din punct de vedere al sănătății, indiferent de tipul acesteia. Și de ce am spus să trecem la treabă? Întrucât dacă toate aceste variante care ne înconjoară ar fi fost funcționale, în mod evident că poporul român ar fi fost sănătos, având alegeri potrivite, și de aici mai departe nu ne-am mai afla în topul acestor statistici care, fără dubiu că nu ne fac cinste și onoare, mai ales după atât timp
în care, iată, accesul la informație este unul liber, neîngrădit și fiecare poate să culeagă informația pe care și-o dorește. Orice fel de acțiune este mai bună decât lipsa acțiunii. Orice fel de modalitate prin care alegem să producem schimbarea este mai bună decât a sta pe loc și a nu face pasul. Sigur că aici discutăm despre a fi pregătit pentru schimbare. Întotdeauna pacienților mei le pun această întrebare. Obezitatea este o boală? Sau este o problemă de aspect? Din păcate, și astăzi, mulți răspund în felul următor. Domnule doctor, am fost la diversi specialiști. Mi-am rezolvat problemele de sănătate, hipertensiunea, diabetul și acum a venit momentul să mă ocup de aspectul meu. Lucru care mi se pare extrem de serios și grav în același timp, pentru că imediat vine întrebarea din partea mea. Dar ce părere ai? Excesul ponderal poate fi cauza patologiilor pe care tu le experimentezi sau nu? Ele se tratează numai prin terapie medicamentoasă sau și prin schimbarea stilului de viață? Și atunci oamenii încep să-și pună întrebări și își dau seama că, în fapt, primul pas către a fi sănătoși îl reprezintă schimbarea în stilul de viață și intervenția nutrițională asupra obiceiurilor și rutinelor pe care le-am dezvoltat în timp. Mi-ați generat foarte multe întrebări. Mă duc către domnul doctor Mihai Trandafir. Exact cum spunea domnul doctor Bălănică, este o boală devastatoare și are desigur implicații și în sistemul osos, în aparatul locomotor. O să vă întreb pe dumneavoastră despre ce este vorba, pentru că știu că aveți și un exemplu personal. Vă rog, domnule doctor. Da, ce pot să spun? Eu sunt un bun exemplu, cu ghilimele de rigoare, în tot ce putem aduna apropo de patologiile și comorbiditățile legate de obezitate. Deci, în două cuvinte, am plecat la drum cu doctorul Bălănic acum vreo 7 luni, de la vreo 132 de kilograme, am ajuns acum la vreo 94, deci un salt evident. Am plecat la drum și m-am hotărât să iau taurul de coarne, cum s-ar spune, pentru că am avut și un exemplu, într-adevăr, un prieten care a slăbit la fel foarte mult cu ajutorul dânsului, cu domnului doctor Bălănică, dar în același timp, ca să intrăm în patologia legată de obezitate, aveam dureri la șoldul stâng, dureri la genunchiul stâng și chiar și la cele două polițe, la degetele mari de la mâini. Și, de fapt, intrăm deja în patologia legată de obezitate, în artroză, efectiv. Deci, apoi m-am lămurit și eu că aveam un pic de coxartroză, genunchiul stâng încă rezistă, dar are și el niște belele, și am rizartroză pe amândouă policele. Asta este un tip de boală profesională. Deci, riscul de obezitate, riscul obezității este evident în aparatul locomotor, pentru că este un, cum să vă spun, un stres mecanic pe articulațiile portante, în primul rând, pe șold, mai ales pe genunchi întâi și pe urmă pe șold, și care degradează în timp articulația, îi modifică echilibrul, se strică în primul rând cartilagiul și pe urmă osul și din aproape în aproape se ajunge la o coxartroză sau la șold sau o gonartroză la genunchi, bine evoluată, la care ultimele speranțe sunt protezele, care într-adevăr se fac bine astăzi și în Franța statistica arată că sunt cam 150.000 de proteze de șold pe an și cam vreo 100.000 pentru genunchi. Deci speranța este evident în proteze pentru cei care deja au luat-o pe... n-au reușit să fie atenți cu greutatea lor la timp. Este invalidantă o gonartroză, o coxartroză dacă nu se intervine cu proteză? Da, este foarte invalidantă prin reducerea funcționalității, anumite mișcări nu le mai poți face
și mai ales prin durere. Durerea poate să fie covârșitoare, durerea de genunchi, chiar în pat, stând liniștit, poți să ai dureri foarte mari. Deci, oricâte medicamente antialgice ai lua, în final, la un moment dat, va trebui să te gândești la o proteză. Sunt foarte invalidante prin faptul că îți reduc o anumită mobilitate a articulației respective și prin durere. Domnule doctor Bălănică, dar și dumneavoastră aveți un exemplu personal și ați spus de multe ori în emisiune, peste 200 de kilograme, ați slăbit 100 de kilograme în 8 luni, am văzut foarte multe articole. Cum reușim să ne îngrășăm așa? Pentru că mi-am pus întrebarea, luăm 5 kilograme, 10 kilograme și poate că la un moment dat, nu știu, conștientizăm că am luat aceste kilograme, dar ca să luăm 100 și pe urmă mă gândesc că dacă apelăm la un specialist, trebuie să ne întrebăm care este cauza, e importantă și acest lucru, ca mai apoi să ne facem și analizele, să vedem dacă putem să slăbim sănătos, vă rog. Sigur, metoda doctor Bălănică se bazează într-un procent de 20-30% pe experiența mea personală ca fost mare obez cu obezitate morbidă, iar povestea este una cunoscută pentru că n-am ținut-o pentru mine, ci am făcut-o publică întrucât m-am gândit că oamenii poate au nevoie de exemple de reușită. Sigur că cei mai mulți nu au un astfel de drum de parcurs. Eu am dat acum aproximativ 14 ani 104 kg în 8 luni de zile. Marea majoritate a oamenilor nu au atât de multe kilograme de dus în spate și nici de pierdut. Tocmai de aceea în metoda mea mă axez foarte serios pe zona cauzelor emoționale, dar și fizice ale obezității. Îmi place să spun faptul că oamenii nu se îngrașă datorită faptului că mănâncă, ci din cauza drumului către frigider, adică ceea ce îi duce către excesele nutriționale. Și atunci, ascultând pacienții în clinică, îmi dau seama cum îi pot aborda mai bine, în așa fel încât aceștia să poată să aleagă în cunoștință de cauză. În momentul în care specialistul își arogă un rol de călăuză a pacientului, atunci acesta va reuși. În momentul în care medicul încearcă să facă în locul pacientului și să nu îi transfere acestuia responsabilitatea personală pentru decizie și nu pentru diagnostic, în momentul respectiv lucrurile sunt discutabile. Pentru a veni în completarea domnului doctor, sunt mulți, foarte mulți pacienți care, începând cu vârsta de 55-60 de ani, se prezintă în clinică trimiși de medicul ortoped, întrucât acesta nu poate să efectueze intervenția de protezarea șoldului sau a genunchiului până când acea persoană nu scade în greutate. În egală măsură sunt pacienți în urma intervenției de mișurarea stomacului sau sunt pacienți cu eventrații și hernii abdominale severe care nu pot fi operați din cauza obezității morbide și a faptului că orice fel de intervenție chirurgicală, chiar dacă este bine executată din punct de vedere tehnic, nu poate să ducă la rezultatul scontat. Concluzionând, oricui se poate întâmpla. Mi s-a întâmplat și mie, am recunoscut-o public, eu sunt astăzi în fața oamenilor scăzând în greutate 104 kg fără niciun fel de pirulă, bulină sau intervenție, pentru că mulți m-au întrebat: a, deci dumneavoastră v-ați operat. Și le-am răspuns: cum aș putea să vin eu în fața oamenilor cu o metodă medicală pe care am pus-o la punct în ultimii 20 de ani dacă eu aș fi făcut altceva? Evident că aș fi recomandat opțiunea și alegerea pe care eu am avut-o într-un moment similar.
Domnule doctor Trandafir, bănuiesc că sunt mai mulți pași. În primul rând este decizia de a face primul pas și pe urmă mă gândesc că după ce ați slăbit a fost greu să vă mențineți. Sunt lucruri pe care le spune și domnul doctor Bălănică în toate poveștile despre cum a slăbit ale domniei sale. Dar ați spus și faptul că România ajută mai mult în ceea ce privește alimentația decât Franța pentru slăbit. Nu știu la ce vă referați. Vă rog. Da, deci am o istorie oarecum similară cu a doctorului Bălănică, aproape nu aceeași, dar deci când am venit în Franța aveam 85 de kilograme. Stresul în general, stresul meseriei, dar mai ales stresul emigrantului, că contează și ăsta. Plus, în activitatea mea, somnul haotic, alimentația haotică, nopți nedormite, am vreo 4.000 și ceva de gări și astrenturi. Deci toate astea au făcut o harababură în alimentație și în viața, în igiena de zi cu zi, în viața mea de zi cu zi. Și m-au dus la 45 de kg, 50 de kg în plus. Acest regim, să nu zicem regim, că doctorul Bălănică nu prea îi place acest termen, această filozofie a regimului, o fac ajutat de dânsul și, într-adevăr, cum spuneți, cum v-am spus, oferta alimentară a României este mai interesantă decât a Franței. Poate pentru că și românii au mai mulți rotunjori. Eu aici am probleme. E adevărat că e greu să te adaptezi restrictiv în alimentație, mai ales când ai fost un gurmand ca mine. Dar oferta alimentară în țară, în magazinele noastre, eu o găsesc mult mai interesantă. Vă dau un banal exemplu. Pe partea cu mâncare, să zicem, sărată. Acele mici bocale cu brânză, cu biruțe de brânză, cu cotii sau cum se mai cheamă ele, sunt foarte bune și poți face un meniu teribil cu ele. În Franța nu le găsesc. De exemplu, iaurtul, lactatele, există lapte bătut în Franța, dar există mai mult lumea musulmană îl consumă. Deci tu prea găsești, cum găsești în România, oferta aia de kefir, de sana, de alte lucruri adaptate. În plus, doctor recomandă, bineînțeles, ca în toate regimurile alimentare, hiperproteic, să fie un regim hiperproteic. La început, când însul mi-a recomandat acele omlete albe, să zicem așa, cu mai mult albuș, adică practic numai albuș, era greu de găsit. Adică mă chinuiam să schimb ouăle între ele și să scot albușul, știți? În România găsești totul de-a gata, adică ai anumite magazine care îți oferă doar albușul de ou în cutiuțe pregătite. Deci românii au mai multe variante ca să nu aibă o alimentație monotonă decât cei din Franța, dar pe de altă parte poate că e și explicabil. Aici în sudul Franței există deja un obicei alimentar, o tradiție alimentară, că nu degeaba sunt ei, se mândresc cu chestia asta, cu dieta mediteraneană, care probabil că nu le oferă. În schimb, într-adevăr, există oferta asta de și la ei, de acum văd din ce în ce mai mult, de alimente cu grăsime foarte scăzută, procentul de grăsim foarte scăzut. Există sectoare întregi în supermarketurile lor care îți oferă chestia asta. Da, este. Eu sper să ajung să mai pierd câteva kilograme ca să ajung la o anumită greutate pe care mi-am propus-o și bineînțeles că după aceea începe consolidarea, adică stabilizarea acestei greutăți, pentru că vă mărturisesc că am mai pierdut la vreo 2-3 reprize cu ani în urmă, 14, 15, 10 kg, dar le-am recuperat. Deci, în toată chestia asta, chiar vorbim de o filozofie și de schimbarea unei mentalități în a privi alimentația. Așa văd eu. Domnule doctor Bălănică,
Într-adevăr, cum facem să ne menținem mai departe? Ce înseamnă să ne schimbăm stilul de viață? Dumneavoastră vorbiți de medicina stilului de viață. Și ce înseamnă fasting intermitent? Nu aș trece peste ce a spus domnul doctor Trandafir referitor la zona de stabilizare și la faptul că sunt mulți oameni care scad în greutate, ajutați sau singuri, dar în zona de stabilizare lucrurile devin foarte dificile. Da, metoda dr. Bălănică este o filozofie de viață și este o schimbare a modului în care percepem viața și totul pornește de la cât de important suntem pentru noi și cât de mult reușim să ajungem în a ne cunoaște în așa fel încât să existe acest echilibru minte, trup, suflet. Cea mai mare parte a oamenilor reușesc să scadă câteva kilograme cu orice fel de dietă, cu orice fel de regim și chiar cu orice fel de metodă medicală. Dar asta nu înseamnă că o fac sănătos sau în avantajul lor. Trecând la fastingul intermitent, ajungem la o abordare nutrițională care face parte și din metoda dr. Bălănică și care acum este la modă. De ce este la modă? Ce înseamnă, în primul rând? Imediat, da, sigur. Da, vă rog. Este la modă întrucât presupune un număr mai mic de mese într-un anumit interval orar. Fastingul intermitent înseamnă minim 16 ore de post alimentar, care include și postul nocturn, adică și perioada nopții. Studiile clinice au arătat că există mai multe intervale orare în care pacientul poate să consume cele 3 mese, funcție de obiectiv. Intervalul orar optim pentru pacientul care dorește să scadă în greutate este 11-17, adică în acest interval orar pacientul poate să consume alimentele. Și atunci, dacă stăm bine să ne gândim cam care este viața omului modern din România, se trezește, pe fugă își rezolvă problemele cu copiii, cu familia și aleargă la servici, unde n-are timp să mănânce. Și sare peste micul dejun. Și atunci ora 11 este o oră rezonabilă pentru o gustare, pentru un mic dejun târziu sau chiar pentru prânz. Ulterior, sigur că în jurul orei 2 sau poate chiar 3 se face foame. Și mai toți corporatiștii, de exemplu, au în zona jobului lor o cantină, o cantină de incintă, unde pot mânca prânzul. Iar undeva în jurul orei 17, când pleacă spre casă, sau dacă au ieșit la prânz și pot lua un iaurt sau o mică gustare, iată că pot închide ziua având aceste 3 mese în acest interval orar. Dar fastingul intermitent nu este o modalitate de a scădea în greutate. Fastingul intermitent are două elemente de terapie demonstrate științific. Prima, scăderea grăsimii de pe organele interne. Noi avem grăsime subcutană, cea care o vedem cu ochiul liber, în circulație, pe care o determinăm prin teste paraclinice, colesterolul, trigliceridele, de care am auzit cu toții, și pe organele interne, ficatul gras este cel mai cunoscut. Fastingul intermitent funcționează foarte bine pentru această ardere a grăsimii de pe organele interne și totodată pentru reînnoirea, ghilimele de rigoare, a celulelor tractului digestiv. Marea majoritate a persoanelor observă o modificare a dimensiunilor, dar fără o modificare a numărului de kilograme neapărat. Așa că fastingul intermitent poate să facă parte dintr-un model nutrițional complex și adaptat, decis de medic, dar nu este o modalitate directă de a scădea în greutate. Ne întreabă Elena Albu din Italia. Fata mea are 10 ani și 107 kg. De mică a avut probleme. Ce riscuri sunt dacă nu reușește să slăbească? Mai întâi de toate, așa cum foarte bine am început discuția noastră, pentru un copil în creștere este bine să cunoaștem cauzele obezității. Cauzele obezității pot fi evaluate de către un medic pediatru sau de către un medic care se ocupă de partea de nutriție pediatrică, care
după discuția cu mama pacientei, având în vedere că discutăm despre o pacientă minoră, își va da seama ce trebuie să-i recomande din punct de vedere al investigațiilor paraclinice, a măsurătorilor corporale, această vestită măsurătoare a raportului mușchi, oase, apă și grăsime, și ulterior, după evidențierea cauzelor, putem să construim un plan terapeutic corect, care din acest punct de vedere poate să fie terapie medicală nutrițională, adică terapia prin nutriție, putem să discutăm despre o terapie medicamentoasă sau poate chiar și mai mult. Așa că primul pas este un consult la specialist, pentru că riscurile sunt majore. Copilul poate să dezvolte un diabet timpuriu, copilul poate să dezvolte o hipertensiune arterială, o patologie de suprarenală, nemaipomenind despre problemele de piele și de aspect, care pe termen lung țin de stima de sine, încredere și inserție socială, integrare în grupul social. Domnule doctor Mihai Trandafir, o întrebare de la o telespectatoare din Canada, Dorina Cornelia Aldea, o întrebare pentru domnul doctor Trandafir. În urma unui RMN s-a descoperit că am tendonul rupt 90% la umărul drept. Este operația singura soluție? Vă mulțumim! Da, dacă cu o ecografie și într-adevăr e deșirat, e rupt acel tendon și funcționalitatea umărului are, deci este evident, dacă este evident că mișcările confirmă lipsa anumite mobilități, confirmă această ruptură, dar oricum dacă a făcut ecografie care a precizat ruptura, trebuie reinserat, trebuie recusut, să zicem așa. Și bineînțeles după aceea o anumită perioadă de imobilizare și o reeducare funcțională adaptată. Cam astea sunt etapele de bază cam în toată ortopedia. Aș mai vrea să precizez la ce a spus domnul doctor din aur față de pentru fetița aia din Italia, parcă, că masa noastră osoasă, densitatea noastră osoasă cea mai bună, cam 90%, o obținem până la sfârșitul adolescenței. Deci după aceea, după 20 de ani, începem să pierdem. Deci cu cât acest capital osos este mai important până la 20 de ani, cu atât avem, să zicem așa, de unde pierde. E drept că între 20 și 30 de ani putem să ameliorăm în continuare această densitate osoasă, această masă osoasă. Cu timpul însă, cu vârsta, ea se pierde inevitabil. Și atunci trebuie să avem activitate fizică. Eu să știți că, bineînțeles că am avut o evoluție plecând din țară un pic penibilă, că făceam sport, adică mișcam bine în țară. Mă mișcam, făceam alergări. Această lipsă de activitate fizică e foarte importantă, e foarte gravă și la copii sau mai ales la copii acum. Pentru că la vârsta în care ei trebuie să-și facă capital osos, stau în fața ordinatoarelor. Asta e realitatea peste tot. Știți că e gluma aia cu mămica care îl scotea pe cel mic, îl băga în casă de la joacă că bătea mingea prea mult, acum îl scoate de la ordinator și îi dă drum afară ca să bată mingea. Deci problema cu activitatea fizică, la cei mici, cu aportul de vitamină D și calciu, toate astea care se întărească, să îi întărească osul și să-i crească capitalul osos. Căci după 20 de ani, lucrurile se schimbă și după 30 și mai mult. Pe final, un mesaj pentru telespectatorii noștri, pentru românii de pretutindeni, domnule doctor, mai ales că frumos spuneți, trăiesc în Franța, dar România mi ocupă tot timpul. Fiecare are istoria lui, ca emigrant, să spunem. E adevărat că eu sunt foarte lipit de ce se întâmplă în țară. Inițial, acum vreo 10 ani, mi-am instalat 3 parabole pe casă, ca să nu pierd nimic de acasă. Și probabil că mă voi întoarce sau voi trăi foarte mult și în România. Dar n-a fost ușor, să știți. Eu am venit din 95 aici. Și perioada de acomodare și de
pentru că medicii nu se integrau atunci imediat ca acum, cum a fost după 2007, prezintă diploma și gata. A fost mult mai greu. Și de aici și stresul și kilogramele și toate alea care au urmat. Dar trebuie să crezi. Asta le transmit amicilor mei compatrioți din diasporă și să ai încredere și să se întoarcă acasă. Vă mulțumim foarte mult pentru acest mesaj. Vă mulțumim foarte mult, a fost în direct cu noi dr. Mihai Trandafir și ne-a ridicat câteva subiecte la fileu și vă întreb, sportul este important în slăbit pentru că sunt foarte mulți probabil care au kilograme multe în plus și spun de mâine îmi fac un abonament la sală. Fac bine acești oameni? Din păcate, marea majoritate a românilor nu sunt iubitori de activitate fizică. Și acest lucru se vede încă din primul moment în cabinet când încerc să înțeleg mai bine care este cauza excesului ponderal sau a patologiilor pe care pacientul le manifestă. De multe ori îi spun, domnul doctor, doar să nu mă faceți, să nu mă puneți să fac sport. Acesta ar fi un aspect. Nu avem undeva în concepția noastră despre viață o activitate fizică constantă. Și am spus activitate fizică constantă, nu am spus sală. Este important să avem o viață în mișcare și nu neapărat să mergem la sală. Atunci când dorim să facem primul pas către schimbare, dacă acesta îl reprezintă un abonament la sală, toți studiile au arătat că în primele 3 săptămâni persoanele care merg de cel puțin 3 ori la sală vor renunța. În special din cauza faptului că se vor accidenta, iar starea lor fizică nu permite o activitate fizică de acest nivel. Întrebarea care se pune este de ce oamenii iau această decizie? Și tot pacienții mi-au dat și răspunsul, pentru că își doresc repede. Chiar dacă la nivel rațional și conștient, ei știu că repede nu se poate, nici prin sport, nici prin nutriție, totuși încearcă acest lucru. Mirajul de a se întâmpla repede este unul important. Ce vreau să subliniez este faptul că în clinicile mele vin permanent persoane care au avut o experiență legată de o accidentare ușoară sau severă într-un centru sportiv sau într-un loc unde au ales să facă sport sub supraveghere un instructor sau nu, și tocmai de aceea au o reținere atunci când discutăm despre activitatea fizică. Întotdeauna încurajez pacienții să facă o activitate fizică constantă și la nivelul lor de posibilitate. Dar trebuie să știm că 80-90% din procesul scăderii în greutate îl reprezintă nutriția adaptată și restul activitatea fizică. Irina Moise ne întreabă în graviditate cum mențin corpul și cum mă duc mai bine ca mamă mai departe. Să nu mă îngraș foarte mult. Sigur, femeile sunt foarte interesate de aspect, indiferent de perioada fiziologică a vieții lor, iar managementul nutriției femeii este unul extrem de important. În perioada sarcinii, funcție de trimestrul de sarcină, mămica respectivă, viitoarea mămică, este bine să consume în mod echilibrat din majoritatea alimentelor, urmărind în schimb parametrii corporali, întrucât o creștere în greutate între 8 și 12 kg în sarcină este una firească, normală, fiziologică. Tot ce depășește 12-15 kg va însemna un drum mult mai greu al femeii respective după ce aceasta a născut. Funcție de aceste trimestre de sarcină, eu construiesc pacientelor mele meniul potrivit și adaptat. Ce trebuie știut este că o viitoare mamă nu trebuie să mănânce pentru doi. S-a implementat această mentalitate. Dar trebuie să mănânce calitativ, în așa fel încât dezvoltarea copilului să fie una armonioasă. Exact ce spuneați, e adevărat, slăbim, căutăm diete miraculoase, reușim în cele din urmă să slăbim. Unde greșim? De ce nu reușim să ne menținem și practic luăm kilogramele înapoi sau poate câteodată chiar mai multe decât am avut?
Este o întrebare foarte bună. Există această confuzie. Pe de o parte diete, pe de o parte schimbarea stilului de viață. În momentul în care eu aduceam în atenția pacienților din România medicina stilului de viață și terapia medicală nutrițională, oamenii nu erau obișnuiți cu astfel de abordare. Iată că astăzi sunt mai bine de 15 ani. Acum peste tot auzim despre medicina stilului de viață, despre schimbarea stilului de viață, despre nu diete, da, schimbarea stilului de viață. Dar din păcate, majoritatea acestor replici sunt simple replici care nu ajung și la pacient. Și aș vrea să mă explic. În momentul în care o persoană încearcă să scadă în greutate câteva kilograme, considerând că obezitatea este o problemă de aspect, în momentul acela va intra în mentalitatea de dietă. Ce înseamnă aceasta? Mă duc la un specialist sau caut pe internet, aleg funcție de prețul cel mai bun, scad în greutate și de-abia aștept să vină Paștele sau Crăciunul sau un eveniment sau să scap de specialistul respectiv pentru a reveni la vechile rutine și obiceiuri. Aceasta este dieta. Atunci când discutăm despre schimbarea stilului de viață, cum a spus foarte bine doctorul Trandafir, discutăm despre o întreagă filozofie de viață. În momentul în care eu mă aflu față în față cu un pacient care dorește să producă această schimbare, în acel moment discutăm despre etapele schimbării și mai puțin despre mâncare, discutăm despre rutine și mai puțin despre porții și calorii și discutăm despre evoluție și progres pas cu pas și nu performanță obținută peste noapte și care nu poate să ducă la nimic bun pe termen lung. Procesul de scădere în greutate este un proces evolutiv și nu este un eveniment. Nu este un lucru care se întâmplă odată. Și atunci, ca să răspund întrebării, cred că românii au făcut un progres fantastic în a înțelege că obezitatea este o boală. Mai au de lucrat la percepția despre soluțiile potrivite și mai au de lucrat la momentul în care prind curaj să producă schimbarea. Pentru că este un mare curaj pentru o persoană cu obezitate, în special cu obezitate morbidă, să se afle într-un cabinet, indiferent de natura acestuia. Tocmai de aceea am spus că noi specialiștii trebuie să ne oprim în a mai blama pacientul. Pacientul nu este de vină. În schimb, el este singurul responsabil pentru decizia de a lua schimbarea sau nu. Mai departe, este numai decizia lui. Noi nu putem să facem în locul acestuia. Mi-a luat mult timp să înțeleg. Și am înțeles numai în momentul în care eu am fost și medic, am fost și pacient cu obezitate morbidă. Tocmai de aceea am și ales să fac publică povestea mea, pentru că este o poveste a unui om care a trecut prin momente grele, dar a reușit și care pe mai departe încearcă, prin ceea ce știința poate astăzi și prin exemplul meu personal, să ajute și alți oameni. Adică, practic, după ce ați slăbit, tot ceea ce ați făcut a devenit un mod de viață. Nu v-ați mai întors la vechile obiceiuri pe care le aveați? Este iar o întrebare pusă de mulți pacienți. Bun, domnul doctor, mâncăm așa cum spuneți dumneavoastră, dar când terminăm, mâncăm și altceva. Și atunci eu le explic pacienților că tot ceea ce facem noi împreună reprezintă un stil de viață, reprezintă antrenamentul pentru partea de stabilizare, întrucât pacienții mei nu măsoară porții și calorii, mănâncă oricât din ceea ce stabilim împreună și da, se poate să mănânci oricât și să scazi în greutate, dar nu se poate să mănânci orice, oricum și oricând și să scazi în greutate. Iar de aici mai departe, în momentul în care ai niște reguli de viață, nu ai cum să nu reușești. Cu cât atenția este mai mare
către scădere în greutate și către mâncare, ne vom bate cu un balaur care ne va învinge de fiecare dată, cu cât ne vom concentra mai mult către schimbare și către importanța pe care o dăm propriei persoane, am câștigat. Ne întreabă un telespectator din Spania, lucrez pe șantier, Ioan Copos, ce-mi recomandați la efortul pe care îl fac aici? Este o întrebare mai mult decât bună. Este clar că dumnealui are o activitate fizică intensă. Cum spuneam și mai devreme, dacă își dorește o schimbare, este important să-și cumpere un analizor corporal, un cântar puțin mai evoluat, care măsoară pe lângă greutate, proporțiile corpului, adică raportul mușchi, oase, apă și grăsime, și funcție de acea măsurătoare și nivelul de activitate fizică pe care dumnealui îl are pe șantier, eu îi pot construi un meniu personalizat. Mă feresc în a da sfaturi generale, întrucât suntem foarte diferiți. Foarte diferiți. Iar pentru o persoană, o activitate fizică de șantier poate să reprezinte ceva de rutină, iar pentru o altă persoană, o activitate fizică mult mai puțin intensă, la prima vedere, să fie copleșitoare. Da, contează această activitate fizică, dar cel mai important este să pornim de la individ, de la cine este persoana respectivă, în așa fel încât să știm cum să o abordăm individual. Nu abordăm mâncarea, nu abordăm munca pe șantier, abordăm persoana respectivă cu nevoile particulare. Da, pentru că foarte mulți telespectatori ne întreabă, bun, ați slăbit 104 kg în 8 luni, așadar 20 de kilograme în câte luni, 30 de kilograme în câte săptămâni, 40 în câte zile? Este iarăși o altă întrebare pe care o primesc în mod constant și vreau să răspund în felul următor. Nutriția are o parte matematică. Deci matematica face parte din nutriție până la un punct. Din păcate, această regulă de 3 simplă nu este valabilă. Așa cum eu am slăbit 104 kg în 8 luni, o altă persoană poate să slăbească tot în 8 luni 20 de kg sau 10 kg și performanța să fie cel puțin la fel de bună cu cea de la minus 104. O altă persoană poate să scadă 30 de kilograme în 4 luni. Acum aici vreau să fac o paranteză pentru că e foarte important. Studiile științifice și ghidurile internaționale ne dau niște repere ale scăderii în greutate adaptate vârstei, sexului și activității fizice. Și noi ne luăm după ele și vrem să ajungem acolo. Și noi ne luăm după ele și poate vrem să ajungem acolo sau nu. Ideea este că eu sunt adeptul și promotorul abordării personalizate. Abordăm omul și nu diagnosticul sau boala respectivă. Întrucât vreau să vă spun că atunci când discutăm despre scădere în greutate, nu există niciun fel de regulă a pasului cu care persoana respectivă pierde kilogramele. Tocmai de aceea nu ne concentrăm pe partea de mâncare atât de mult, ci trebuie să ne concentrăm pe partea de schimbare care va face diferența pe termen lung. Și mergeți pe partea de sănătate, pentru că este foarte important, sigur că da, să ne păstrăm sănătatea, ne poate face rău, eu știu, o slăbire în greutate, dacă, așa cum spuneați, nu ne facem și investigațiile necesare. Aici este esența. Oricine poate să scadă în greutate, folosind o dietă de pe internet, nici nu cabe discuție. Scăderea în greutate, în schimb, nu se produce fiziologic, ci se produce din cauza schimbării. Adică acea persoană a făcut o schimbare în modul în care se alimenta. Ideea de bază este de a scădea în greutate, păstrându-ți sănătatea și fiind sub supraveghere medicală, pentru că un medic știe prin ce etape trece o persoană în momentul în care dorește să scadă în greutate și poate fi alături explicându-i care sunt etapele, ce se poate întâmpla, de ce se întâmplă un anumit eveniment sau altul. Și atunci persoana respectivă, fiind în cunoștință de cauză, nu va mai avea momente în care să se îndoiască de progresul pe care poate să-l aibă în drumul pe care l-a ales.
Ne scrie Dan Nene din Grecia. Am fost sportiv de performanță și organismul meu are nevoie de proteine. Cea mai bună legumă e carnea, preferabil prăjită. Alte legume nu îmi plac. Am 53 de ani, nu mă îngraș, dar am trigliceride și colesterol mărite. Și vă întreb, la ce perioadă din zi trebuie mâncată carnea? Când trebuie mâncate lactatele, fructele, dulciurile? Și care sunt cele mai grave combinații de alimente? Mai întâi de toate, așa cum domnul spunea, că a făcut sport, sexul masculin este sexul predispus către boală cardiovasculară. Testosteronul ne ajută până la un punct, dar de la acel punct mai departe ne dă această predispoziție prin faptul că rigidizează vasele de sânge. Așa că primul lucru la care l-aș face atent pe domnul din Grecia ar fi să își facă o evaluare medicală serioasă, eventual la un cardiolog, mai ales că odată cu înaintarea în vârstă și cu această dislipidemie de care dumnealui pomenea, crește riscul de boală cardiovasculară. În al doilea rând, având în vedere faptul că a făcut sport și evident are nevoie de un necesar proteic, dacă își va măsura greutatea, necesarul proteic minim este de 1,2-1,5 grame de proteină pe kilogram corp și zi. Așa că dumnealui își poate face singur calculul. De aici mai departe, pentru a putea să construim un meniu personalizat, este dificil. Dar ceea ce pot spune este că pentru a fi sănătoși și în cazul domniei sale pentru a-și controla trigliceridele și colesterolul, este bine ca 60% din necesarul caloric să fie consumat până în ora 14 și restul de 40% după ora 14 și undeva până în ora 18. De exemplu, eu nu mănânc după ora 18. Eu am între 4 și 5 mese de dimineață, de la 6-6 și jumătate până la ora 18. Ce obținem prin acest model alimentar? O prevenție în zona bolilor cardiovasculare, o prevenție a dislipidemiei și totodată o prevenție a diabetului zaharat conform studiilor moderne despre crononutriție, o subștiință a nutriției care ne arată când să mâncăm și ce să mâncăm în acel interval orar, adaptat secreției hormonale, secrețiilor digestive, adică mai pe românește cu cât trăim mai aproape de firescul și de fiziologia organismului, cu atât suntem mai sănătoși. 6 minute din această emisie, care sunt cele mai grave combinații de alimente pe care nu ar trebui să le facem niciodată? Greu să nu le facem niciodată, întrucât ele fac parte din cultura multor popoare, dar m-aș opri la câteva combinații nutriționale plăcute românilor. Prima ar fi ceafa de porc sau micii cu cartofi prăjiți. Da? Gustoase, plăcute și care fac parte în mod tradițional din alimentația românilor. Cartofii conțin amidon, un carbohidrat cu digestibilitate redusă și în combinația cu proteina animală, lucrurile nu se digere sub nicio formă bine. Același lucru este valabil și pentru combinația carne cu piure de cartofi, la fel, un fel de mâncare preferat de români. O altă combinație nutrițională care nu ne oprește din scăderea în greutate, dar nu ne ajută să digerăm corect, poate ați observat faptul că folosesc mereu cuvântul digerat, întrucât digestibilitatea, adică cât de bine folosim nutrienții din ceea ce consumăm, este o parte extrem de importantă din metoda Dr. Bălănică. O altă combinație ar fi cele 3 proteine de origine animală, carne, lactate și ou la aceeași masă. O altă combinație nutrițională nepotrivită o reprezintă consumul de alcool sau dulciuri în timpul mesei sau odată cu sau imediat după masă. Există și aici sigur o excepție, aceea a vinului alb lângă peștele gras,
întrucât în ficat există o singură enzimă, alcool de hidrogenază, care metabolizează atât alcoolul cât și grăsimile, și atunci, având în vedere această particularitate a funcționalității corpului uman, putem să absorbim grăsimile din pește, grăsimi de bună calitate, dacă consumăm un pahar de vin lângă. N-aș vrea să se înțeleagă că sugerez oamenilor sau că promovez acest model alimentar, dar este o variantă. Și mai sunt și altele. Iaurtul cu fructele, iar reprezintă o contraindicație nutrițională. Sunt două alimente care fac lucruri diferite. În rest, trebuie să înțelegem că noi putem să mâncăm aproape orice. Dacă știm la ce oră, aproximativ, în ce combinație și cum preparăm alimentul respectiv. Aici e totul. În zona de gastrotehnie și în zona de a cunoaște știința alimentelor. Și iarăși, dacă vă uitați pe internet, o să vedeți că suntem înconjurați de diverse tipuri de farfurii colorate, care mai de care, dar care în marea lor majoritate nu au în spate știința nutriției. 2-3 minute. Ioana Maftei din Elveția, copilul meu mănâncă multe, multe dulciuri, nu ține cont de ore, este suplu, dar sunt îngrijorată de ce se poate întâmpla pe termen lung. O întrebare excelentă, întrucât nu putem să facem asocierea slab-gras. În mod cert, o persoană cu exces ponderal este o persoană cu predicție către boli metabolice. Un copil în creștere care consumă carbohidrați, în special rafinați în exces, mai întâi de toate inhibă hormonul de creștere. Deci primul lucru care se va întâmpla va fi că acest copil nu va crește în înălțime. Plus de asta, chiar dacă el astăzi este slab și nu are exces ponderal sau panicul adipos, se predispune către boli metabolice, cum ar fi diabetul zaharat și mai apoi bolile cardiovasculare. Totodată, să nu uităm că un copil în creștere are și un sistem hormonal în dezvoltare, care la fel este afectat de excesul de carbohidrați, în special de cei rafinați. Dacă doamna reușește să controleze împreună cu fiul dumneiei consumul de dulciuri, aducându-le pe acestea în prima parte a zilei și alegând dulciuri care sau carbohidrați care și-au păstrat fibrele, cum ar fi, de exemplu, o plăcintă sau o prăjitură de casă făcută din făină integrală și fructe, cred că este un mare pas. Pe jumătate de minut, unde greșim în post și ce trebuie să facem de Paște să nu ne îngrășăm? Românii postesc și evident că este un moment important. Sunt câteva lucruri pe care le spun pacienților mei. Primul, trecerea de la post la de dulce și trecerea de la de dulce la post trebuie să se facă gradual, adică scoțând sau introducând anumite tipuri de alimente. 2. În timpul postului este bine să folosim legume cu o cantitate mare de proteine, cum ar fi fasolea verde, ciuperca, fasolea boabe de culoare neagră, broccoli, linte verde, năut, iată alimente care au intrat de curând în meniul românilor, și mai puțin zacuscă, carbohidrați rafinați, gen cornuri, covriși, cum de obicei facem. Dacă ajungem în zona de sărbătorilor pascale fără să luăm în greutate, acolo iarăși pacienții mei primesc două tipuri de sugestii. Pot consuma alimentele de sărbătoare împărțite pe mese și pe zile, sau pot să considere masa de sărbătoare în ziua de Paște, unde cu moderație consumă din toate alimentele. Și aici vreau să mai punctez următorul lucru. Absolut toți pacienții mei mănâncă de toate de sărbători, Paște, Crăciun, și se bucură de vacanțe sau de petreceri, dar cu anumite reguli, reguli pe care nu eu le impun, ci le discut cu acesta, iar acesta decide cât de repede dorește să-și atingă obiectivul sau dacă timpul până la atingerea obiectivului este unul mai lung. Foarte pe scurt o concluzie a emisiunii noastre, mai avem jumătate de minut, cred. Sunt foarte bucuros de faptul că românii au progresat mult în a înțelege faptul că obezitatea este o boală și îi încurajez să facă primul pas, întrucât primul pas este
cel mai greu, iar de aici mai departe contează perseverența. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine la Un Doctor pentru Dumneavoastră.